Explozia a avut loc în această dimineață în jurul orei 8:30. Urmările deflagrației sunt vizibile peste tot în jurul blocului. Cioburi și resturi de tencuială au fost împrăștiate de suflul puternic. Termopanul de la fereastra locuinței a fost mult și aruncat în afară, iar perdeaua a rămas agățată într-un copac. Bubuitura i-a înspăimântat pe vecini. Aproximativ 15 locatari ai blocului în care a avut loc explozia au fost evacuați. Ne-am speriat. S-au spart geamul de la balcon, deci suflul a fost la etajul 4 și la noi la etajul 3. S-a înțepenit și ușa de la intrare pe hol. A fost foarte înfricoșător. Și s-au chemat pompierii și acum rezolvă. De la ce credeți că s-a întâmplat? Să bănuiești că de la un convector. Acum, nu știu, să vă spun sigur. Altceva n-am simțit nimic decât mă așteptam zic să fie cu treun, dar nu se vedea nimic mișcându-se. Tocmai când am ieșit afară, am văzut undeva în spatele blocului ca un fum. În rest nimic. Lumea ieșită din bloc? Începuse, chiar a fost o fată cu copilul în braț, temura săraca și ea și copilul. Și am văzut pe urmă când au plecat, când au luat-o pe doamna care cu apartamentul respectiv și cu nepoasa. Nepoasa plângea, femeia era distrusă. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, însă a produs pagube mari atât locuinței, cât și părților comune ale blocului. În cursul acestei dimineți, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a fost solicitat să intervină la blocul Vaia Apcarom în urma unei explozii provenite de la o scurgere de gaze. La locul intervenției s-au deplasat două auto speciale de lucru cu apă și spumă, descarcerarea din cadrul inspectoratului, precum și grupa operativă. Au fost evacuate 15 persoane din respectivul imobil, precum și cele două persoane care au suferit arsuri și lovituri minore au fost transportate la UPU Buzău. În urma exploziei, la urgențele Spitalului Județean Buzău au fost transportate o femeie în vârstă de 65 de ani și o fetiță de 6 ani. În urma exploziei, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău au fost transportate două victime, o femeie în vârstă de 65 de ani și o fetiță în vârstă de 6 ani. Femeia în vârstă de 65 de ani a suferit o arsură prin explozie, spațiu închis pe 10% din suprafața corpului, gradul 1 la nivel facial, cervical, mâini, antebraț bilateral și coapsă, iar fetița în vârstă de 6 ani a suferit o arsură prin explozie, gradul 1 la nivel facial și la nivelul mâinii stângi. La acest moment, ambele victime primesc îngrijiri medicale. Pompierii spun că cel mai probabil explozia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaze de la instalația de alimentare a unui convector. Tot blocul a fost debranșat de la rețeaua de gaze, iar locatarii ar putea aștepta reluarea furnizării chiar și o săptămână în funcție de gravitatea avariilor.